Salutare, oameni buni! Eu sunt Ana Moga, bine v-am regăsit la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. Filmele istorice au cunoscut o ascensiune spectaculoasă în acest secol, în timp ce combină imagini uluitoare, povestiri convingătoare și show-uri remarcabile pentru a transporta publicul în epoci diferite. De la civilizații antice până la evenimente mai recente, aceste filme surprind esența istoriei, oferind în același timp perspective noi asupra trecutului. Filme istorice educă și provoacă gândirea, aruncând o lumină nouă asupra evenimentelor și figurilor care au modelat lumea noastră. Iată o serie de 10 filme istorice din acest secol pe care merită să le ai în portofoliul tău de cinefil. Începem cu The Social Network. Regizat de David Fincher, acest film prezintă ascensiunea platformei Facebook și relațiile tumultoase din spatele creării sale. Portretul lui Mark Zuckerberg, realizat de către Jesse Eisenberg, oferă un spectacol remarcabil. Continuăm cu The King's Speech. Drama istorică a lui Tom Hooper spune povestea luptei regelui George al VI-lea pentru a-și depăși defectul de vorbire, ca apoi să ajungă să conducă Marea Britanie într-un moment crucial, în ajunul celui de-al doilea război mondial. Performanța lui Colin Firth este absolut excepțională. Vă uitați voi și vă convingeți. Continuăm cu 12 Years of Slave. Regizat de Steve McQueen, acest film puternic se bazează pe povestea adevărată a lui Solomon Northup, un afroamerican liber care a fost răpit și vândut ca sclav în secolul al XIX-lea. Este o explorare îngrozitoare a brutalității sclaviei din acele vremuri. Mai departe în cinema ne întâlnim cu Lincoln. Drama biografică a lui Steven Spielberg se concentrează pe eforturile lui Abraham Lincoln de a adopta al 13-lea amendament la Constituția Statelor Unite care a abolit sclavia. Portretul lui Lincoln, interpretat magnific de Daniel Day-Lewis, i-a adus chiar și un Oscar. Continuăm în cinema și ne întâlnim cu Dunkirk. Epopeea celui de-al doilea război mondial a lui Christopher Nolan oferă o experiență viscerală a evacuării Dunkirk, unde soldații aliați au fost prinși de forțele germane. Structura narrativă unică a filmului și atmosfera intensă îi oferă un loc bine meritat în acest top Kiss FM. Mai departe în cinema vorbim despre The Shape of Water. Drama fantastică a lui Guillermo del Toro este plasată pe fondul epocii războiului rece și spune povestea unui portar mut care formează o legătură unică cu o creatură amfibie ținută captivă într-o unitate guvernamentală. Pelicula a câștigat 4 premii, inclusiv titlul de cel mai bun film la premiile Academiei din 2018. Ne întâlnim în cinema și cu The Irishman. Drama epică criminală a lui Martin Scorsese se întinde pe 10 de ani și explorează viața lui Frank Sheeran, un asasin al mafiei. Cu o distribuție plină de stele, printre care Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci, filmul pătrunde adânc în lumea ascunsă a crimei organizate. Ne întâlnim în cinema și cu Atonement. Adaptarea lui Joe Wright după romanul lui Ian McEwan are loc înainte și în timpul celui de-al doilea război mondial, concentrându-se pe acuzația falsă a unei tinere fete care schimbă viețile celor implicați. Filmul este cunoscut pentru cinematografia sa uluitoare și narațiunea sfârșietoare. Vorbim în cinema și despre The Favorite. Drama comic întunecată a lui Yorgos Lanthimos oferă o nouă abordare a domniei reginei Ana la începutul secolului al XVIII-lea. Olivia Colman, Emma Stone și Rachel Weisz oferă interpretări remarcabile în această poveste despre putere și manipulare. Continuăm în cinema și vorbim și despre 1917. Regizat de Sam Mendes, acest film din primul război mondial se desfășoară în timp real, urmărind doi soldați britanici aflați într-o misiune periculoasă, cea de a transmite un mesaj care ar putea salva sute de vieți. Cinematografia inovatoare a filmului cufundă spectatorii în haosul războiului și este un deliciu pentru fanii genului. A venit momentul să povestim un pic și despre ce vedem la cinema în acest weekend. Începem cu Norocul Prostului.
O comedie de neratat cu Vincent D'Onofrio, Seth Rogen, Paul Dano și Pete Davidson, așa ca o trimitere la luptă dintre David și Goliat. Dump Money, spune povestea bazată pe întâmplările nebunești, dar reale, care au făcut ca oamenii de rând să învingă Wall Street-ul, transformând GameStop, un magazin de jocuri video, în cea mai fierbinte companie din lume. The game has changed. Who would win in the race if you let some dipshit steal the prize? A lot of people feel the system is broken. The whole idea of the stock market is if you're smart and maybe with a little luck you can make your fortune. Certainly not anymore. There's no hope for the little guy. Shitballs. Maybe now there is. Fuck yeah. Continuăm în CineMap și vorbim și despre Libertate. După premiile obținute la Sarajevo și TIFF, filmul Libertate, în regia lui Tudor Giurgiu, despre Revoluția Română, va intra iată pe marile ecrane din țară. Libertate este un film inspirat din fapte reale, petrecute la Sibiu în timpul Revoluției din 1989. În haosul și panica generate de protestele mulțimii împotriva autorităților, o unitate de miliție devine ținta unui asalt violent care degenerează într-o confruntare sângeroasă între soldați, milițieni, securiști și civili. Încercând să scape de asediu, capitanul de miliție Viorel, interpretat de Alex Calangiu, e capturat și acuzat că e terorist. Din distribuția filmului mai fac parte Alexandru Papadopol, Andy Vasluianu, Mirela Oprișor, Leonid Doni și Cuzin Toma. Scenariul este scris de Cecilia Ștefănescu și Tudor Giurgiu, după o idee de Nap Toader. Unitatea a atacată puternic de miliție și securitate. Sunteți arestați pentru acțiuni contrarevoluționare. Casca pe care va trebui să ne anunțe familiile, bine? Da, tot ce știu. Ce că e în bazin. E sfârșitul comunismului. Dar mi se pare că e sfârșitul lui. O să crăpați mai repede. Ci când fiind teroriști, să mă scape de aici. Am mandat de la nouă guvern să distrug toate cuiburile de teroriști din Sibiu. Și o să fac. Am omorât și pe Ceaușescu, nu vom mai apără nimeni. Tovarăși colonel. Bă. Domn colonel. Așa. Nu sunt terorist. Cum nu ești? Suntem liberi! Mai departe în cinema vorbim despre Mon Crime, omagiu adus comediei bulevardiere. Noul film al cunoscutului regizor François Ozon aduce feminismul modern în Parisul anilor 30. Cu o distribuție admirabilă, în care se regăsesc generații diferite de actori francezi, Ozon spune cu ritm și umor povestea două tinere care se aliază împotriva unui sistem nedrept cu femeile. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Vorbim și despre Reality. Reality Winner, interpretată aici de Sydney Sweeney, în vârstă de 25 de ani, este o tânără traducătoare care are propria ei rutină. După muncă, se duce la un curs de yoga, face cumpărături pentru zilele următoare, savurează un iced coffee și postează un selfie pe Instagram. În situații stresante, se protejează cu umor. Reality este plină de contradicții. Acest lucru este observat și de agenții care i-au percheziționat apartamentul. Este suspectă că a tipărit documente secrete. Ea însă pare să fie mai îngrijorată pentru pisica și câinele ei, care sunt stresați de prezența unor bărbați străini. Reality este portretul fetei moderne pe care îl așteptam cu toții. Reality. 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 Was there something that just pushed you over the edge on this? Ne întâlnim în CineMap și cu The Exorcist Believer, continuarea filmului din 1973 despre o fetiță de 12 ani care este posedată de o entitate demonică misterioasă și mama ei care se vede obligată să ceară ajutorul la doi preoți pentru a o salva. Cel care crede este un film de comedie fantasy din 2023 regizat de cineasta Greta Gerwig, care l-a scris împreună cu Noah Baumbach.
Gata pentru astăzi, dragii mei. Eu sunt Ana Moga. Ne reauzim curând pentru noua ediție Cinemap, powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. What did you do? Catherine's heartbeat. They're beating in sync. God played a trick on you. Informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM.